baza discreției primarului comunei Măvră de pe Bacău, numărul 144 din 22-11-2022, sunteți convocați în ședință ordinară a Consiliului Local, în data de 28-11-22, la ora 15, la școala Emil Brăiescu. Avem pe ordine de zi un număr de 4 proiecte și un proiect de hotărâre suplimentar. Proces liberal. Întâi supunem la votul ordinea. Supunem la votul ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, ține. Și suplimentarea este, domnul primar, pe proiectul de suplimentar. Sau citesc eu, privind acordarea unui mandat special în adunarea generală ADI, în vederea exercitării votului, numele Consiliului Local al Comunei Măgura. Domnul primar a solicitat suplimentarea motivată de faptul că e posibil la luna decembrie să nu facem, să nu mai facem vreo ședință până când trebuie să trimită domnul primar locul. Dar ca să fim preventivi, să nu convocăm o ședință extraordinară doar pentru asta, am apreciat că este oportun și urgent să-l punem pe ordinea de zi. Sunteți de acord cu suplimentarea? Sunteți de acord cu suplimentarea? Cine este pentru? Împotrivă? Avem 5 voturi online, cum președintele a verificat. Prezența este 15-15 în cazul acesta. Și trecem la... Da, este statutar. 15-15, clar că este statutar. Trecem la discutarea și votarea primului proces verbal, după 27-10-2022, ședința ordinară, dacă sunt discuții la el. Dăm citire, da? La procesul verbal? Nu la procesul verbal. Nu. Primul proces. Spunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, comentarii? Și avem procesul verbal de la ședința extraordinară de 14-11-2022. Dacă sunt discuții. Punem la vot atunci procesul de pe 14. Cine este pentru? Abține? Nu mai fi la urmă. Poate dacă mai scriu un vot. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi, primul punct. Proiect de hotărâre numărul 73 pentru atribuirea denumirii de profesor Dumitru Tătaru ca numele cultural din sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău. Inițiator primar, domnul Costaș. Da, practic este finalizarea procedurii de atribuire a denumirii cine este de centru cultural al comunei Cultural din comuna Măgura. Totuși proceduri mai greoaie, mai lungi și o lună de zile e perioada de publicații, avizii de la hotel astea. Și am programat pentru ședința de astăzi să îți dăm și votul de atribuire de numele. De atribuire, sigur. Domnul Vici. Ajuns mașină de vara, trebuie să mă duc să-ți spun unde am ce ai scut, poți să... Mergeți. Mergeți. În primul ciclu ai domnici, nu? Da. Cam asta e. Da. Cineva are... Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre numărul 87. Se votează. Scuzați. Îl votează. Cine este pentru? Împotriva, abține? Deci acum suntem 9. 4. Dau citire proiectului numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 87 privind aprobarea cuantumului burselor lunare de performanță, de merit, de studii și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă pe anul școlar 2022-2023. Inițiator, domnul primar. Da, în urma solicitării școlii Emil Brăiescu, așa cum a fost întotdeauna promis,
la zi cu toate solicitările și am răspuns pozitiv la toate solicitările din alor și de data asta am zis puțin la zi și să acordăm bursele necesare pentru toate categoriile de elevi. Cei cu merit de studiu și de ajutor social și pentru toate nevoile, așa cum sunt cuprinse solicitarea școlii. Materialele ați avut și dumneavoastră la mână, apoi ați studiat. Doamna Brecean. Eu am o mică observație sau întrebare, cum vreți să o luați? De ce bursa de studiu este în valoare de 150 lei și bursa de ajutor social în valoare de 200 de lei? Deci ar fi părut direct și fi invers. Adică chiar dacă am o situație defavorabilă, să zicem, din punct de vedere social, primesc un ajutor și poate, dacă vreau mai mult, sunt motivat să învăț și să primesc o bursă de studiu. Nu-i corect? Doamna Bocea, mi-a zis hotărâri cumva prin un hotărâri de guvern stabilite. Ca și cum așa. Ca să sume? Da. Nu-i putem modifica? Păcate. Și suportatele. Păcatele de bugetul local separat. Da, adică orice are o sumă face mai trebuie. Dar eu zic că sunt destul de consistente. Nu, ziceam inversarea sumelor la... Atribuirea și la lucruri categorie este... Dar unde e? Unde n-am înțeles unde ar fi... Bursa socială are 200 de lei și ăla de studiu are 150. Mi se părea corect că e invers. Da. Nu că aveți dreptate. Nu, știți că nu aveți dreptate. Pentru că bursa de studiu reflectă, cum să vă spun eu, ceea ce învați pe eu, da? Pe când bursa socială este necesară mult mai mult. Pentru că sunt copii care nu au posibilitatea să meargă la școală, să-și cumpere tot felul. Ori dumneavoastră, el poate să aibă bursă socială, da? Și învățând foarte bine, da, ține și urmă să mai... Dar el așa are. El așa are. Are bursă socială și dacă învață, are și bursă de studiu sau dau mai mult bani decât așa, învață mai și mai departe. Ei, mă întorc la urmă, la dreptate și doamna băieții, am trebuit stimulat cei care... Ce să fie mai mic, ce să fie mai mare ceasă. Aici probabil văzut latura socială a problemei, adică e o care... Prevenirea abandonului sau gândit. Deci, dacă îmi permiteți, cum o văd și eu, internet, poți să iau? Vă rog. Să-mi dau cuvânt. Cel care are bursă socială, într-adevăr, acum a fost făcut o analiză pentru starea de fapt a familiei și a gândului. Dar nu este exclus de la a câștiga și o bursă de merit, a câștiga și o bursă de studiu. Deci el poate să-și iară și îi dai bursa socială. Asta a fost... Ca și sprijin ce are merit, ca da. Și informanță. Da. Mai... Să-mi scrie cineva acolo? Altceva? Cine este pentru? Împotrivă? Nu am nimic. Așa. Cred că la doamna Dumnița nu votează. Ea mă votează și să abține. Și la abiseța. Așa este. Proiect de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre numărul 88 privind aprobare PUS pentru construire locuință de serviciu demisor plus parter plus 2E și împrejmuire teren branșare, racordare la utilități, sat de alumare, Comuna Novra, județul Bacău, beneficiar, SC Filmir, Prot, SRL, inițiator, domnul primar Costaș. Probleme? Cine se scrie la cuvânt? Da. Doamna Regean? Mă, da, eu, numai eu. Dumneavoastră v-ați înscris? Mie mi se pare un pic așa, ciudat să înălțimea asta de D plus P plus 2E. N-avem lucrări în mână. Există în cartierul în bloc. Mai avem undeva așa ceva și o clădire din altă? Unde? Primul Crescu. Nu știu să vezi. Lângrație spunea, mai vreau clădire cu azilul de bătrâni și pe plus 2. Asta e excepția de bătrâni pentru că de asta și eu am... La ședința care am avut-o în mai, cu 27 mai parte, da. El a luat notă de obligația de a se înscrie în cerințele, să zic așa, clubului comunii la ora actuală, B plus
Să nu depășească 50 de metri, dar nici acum nu depășește 50 de metri. Este toată documentația și avizul de avizul final de la Consiliul Județean și pe 50 de metri. Asta i-am transmis. Și să se ia mai transmis, să facă mai capelă, să facă să copilează, nu? Da, dar scrie asta în și-un proiect de hotărâre. Da, dar aici o procedură așa la utilități. Da. Da, dar nu știu un tip la articolul, nu. Iar și o povară, vă dați seama că o clădire de genul ăsta este mare consumatoare de apă, nu? Au, cred că e... Cum e, ce faci pentru o familie, cu copii sau... Două familie, iar și prafața asta de 6.000 de metri pătrați, ne trezim niște blocuri, nu? Deci, la autorizație, e pus în plan așa, să-ți e pus în plan așa, dar e pus și pe cea mai în spate, la să nu fie aia. Emisor cu parter și cu două etaje, cât un bloc. La articolul 3, în proiectul de hotărâre, asigurarea ferelor de acces a utilităților și a echipamentelor tehnice necesare pentru investiții, se face pe o fere investiții. Nu, se face pe cheltuie analog. În zile, normal, că nu o să plătim. Deci au utilitățile. Utilitățile își asigură apa, da? La utilități este și apa. Titulatura aceea care vedeți dumneavoastră pentru Brașov la utilități este ca să nu se mai dea că cei care doresc în plus autorizații de construire separate pentru utilități sunt gazul și electricul. Pur și simplu trebuia să dai autorizații, trebuia să scoate din nou toate avizile pentru un certificat de branșare la lumină, pentru altul de branșare la gaze. Deci încă de două ori avizele ca să poată să branjeze la cele două utilități. Și automat chestia asta a fost la nivel național și s-a făcut o modificare pe legea 50 anul acesta în care să facem deodată autorizații inclusiv cu branșare la utilități ca să nu mai dăm pentru gaz și electricitate autorizații separate și avizii separate. Da, are toate acestea. Prin proiectul ăsta e în precedență. Vor apărea nici mai des pe la 2. Nu cred că e precedent de creat. Un bloc, un parc, se mai sunt plătiți izolate. Acolo e un cartier de bloc, e cu totul altceva. Aici va fi un plătit izolat. Dacă se încadrează să pun doamna aici, să pot să-i vede pe tot. Nu depășește ce ce mai da. N-are un deci așa este. Asta poate se încede stignat, adică acolo au stat, la tânsul. Da? Eu mi-am spus părerea. Mi-a spus de-a părerea? Domnul Dăscălescu? Nu, nu. Și punem la vot cine este pentru? Abține? Abține? Doamna Băieceanu. Deci voturile de online să fie toate. Sala avem, avem 8, 5, plus o abține de la dăm citire proiect de hotărâre numărul 99 privind aprobarea colaborării interinstituționale a Comuna Nova Județul Bacău cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale MMS în cadrul proiectului HUB de servicii MMS și MMS MMSS MySmith, da. Așa, MySmith 130-960, inițiatorul domnul primar Costa Șordache. Da, este pe serviciul de asistență socială, pentru dotarea cu calculator, cu echipamente, cu... Din ce am înțeles la... Poți să compun? Vă rog, da. Din ce am înțeles la doamna secretar, m-am consultat cu dânsa în ce constă acest proiect. Da. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cere aprobarea. Da. Cere aprobarea colaborării între OAT Măgura și ei pentru a ne furniza materiale necesare sau o bază de colaborare. Deci e vorba de calculator, ceva, nu? Pe sigur. Cam așa ceva. Deci vom primi niște materiale, niște... În principiu. Discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru că trebuie de mâine? Nu. Nu pot pentru unui caz. Tot 9 cu... 9? Cu 5? Cu 5, da. Am ajuns la suplimentarea cu Adibu. Da. Adibu. Proiectul de hotărâre privind... O să dau citire, da? Da. Proiectul de hotărâre privind...
prin aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic din cadrul Operatorului Regional CRAB ESA Bacău. Da. Da. Este un proiect tipar, dacă pot să spun așa, de fiecare dată când avem ședință la CRAB, este nevoie de mandatul dumneavoastră. Și asta e o ședință care nu e chiar tipară, să trebuiască să ne pronunțăm asupra performanțelor CRAB-ESA. Părerea mea o știți și cred că sunt chiar în acord cu dumneavoastră, că performanții notabile nu au. Nici vis-a-vis de noi, nici față de celelalte localități și știți și de aici. Avem proiectul POIM care bate pasul pe loc de ani buni. Așteptăm acum până în 12 decembrie să vedem cam în ce direcție apucăm și vis-a-vis de solicitarea noastră și a celorlalte localități de a ieși efectiv de sine din acest proiect. Adică rămânem tot în cadrul poemului, dar să divizăm cumva fondurile și alocate pentru fiecare locație. Cine dă venitul final? Ministerul Fondurilor Europene și Uniunea Europeană, pentru că toate astea ajung la comisie și comisia se pronunță inclusiv pentru ajustarea prețurilor la vis-a-vis de alocare, de alocarea de fonduri pentru proiectul ăsta, pentru că așa după cum știți dumneavoastră, după cum toată lumea știe, sunt sub-evaluate, așa cam, sub-evaluate, nu știu dacă spune, sub-finanțare. Sunt cu sume, sunt cu sume care nu corespund. Da, nu corespund nici cum. Totuși, de urmărit că... Da, prețurilor actuale. S-a făcut reactualizare, acum așteptăm și de la comisie să vedem ce răspuns avem. Sperăm care să fie unul favorabil, să reușim să actualizăm proiectul ăsta, să aibă sumele cât de cât necesare pentru a putea intra într-o licitație care să aibă și fără de izvândă. Pentru că am mai fost de două ori licitații, știți și dumneavoastră că n-am avut niciun fel de rezultate pozitive. Sperăm că de data asta se întâmple un lucru pozitiv și, într-adevăr, să vedem proiectul pus în execuție. E cam târziu adevărat, orizontul de timp e cam limitat, undeva la finalul anului 2023, probabil dacă se întâmplă să avem constructori, vor mai fi adăugate prelungiri, pentru că sunt interesele tuturor acelor 42 de localități ca acest proiect să fie implementat. Și tot vorbește de apă canal de ani de zile și uite că acum suntem în situația în care avem proiectul, avem toate avizele, avem tot ce trebuie, dar nu avem sumele necesare datorită exploziei prețurilor pe piață. Adică cu actualizarea asta va scădi și interesul constructorilor. Și aș vrea ca să vă mai completez. Din cauza acestui program POIM, nu am putut ca să demarăm alte lucrări care se suprapuneau. Dar toate localitățile suntem cu toții, practic, în pietriță, în pilață, aici, în poemul ăsta, care, până la urmă, cred că dacă nu reușim cu el, ne-a creat mari de servicii, pentru că odată aprobată finanțarea aici, nu putem accesa nici pe Anghel Salini, nici pe alte, nici pe PDR, nici pe un alt fel de formă. Sperăm tare să și reușim cu el, cu toții ne dorim, știm problema pe care o avem cu satele Crivan și cu Solodoro, în primul rând, dar și cu modernizarea sistemului actual. Proiectul ca atare e unul bun. Zic eu că descurcește toată situația asta încurcată pe care avem noi cu apa și canalul. Dar să vedem finanțat. Să vedem ce discuții vor fi acolo, cum ies mandatul dumneavoastră și oricum vă țin la curent și vă comunic exact ce, cum și cam ce decizii se iau la nivel de CRAB și la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Da. Domnul Dreisar? Totuși, ei își asumă la punctul numărul 1 această scrisoare de așteptări implementarea acestui proiect. Cred că asta ar fi cel mai important să fie discuție și din țara ca. Și dacă aveți de gând să fac la comune, au de gând să iasă, poate n-ar trebui să le dea acest mandat, să implementeze.
lucrezi cu proiectare, chiar proiectare, care n-au nu l-au implementat la anul? Deocamdată, să vedem ce se întâmplă la comisie cu actualizarea prețurilor. E chiar aici, la punctul 1, au făcut implementarea acestui proiect. Asta sunt, asta urmăresc. Da, da. Implementarea nu înseamnă că noi nu putem implementare. Ei sunt... Aici nu știu de asta, nu este subiect. Ei rămân contractat, nu se schimbă. Finirea e ceva. Adică pe același culoar merge. Ministerul Fondului Europene, CRAB, oameni de mărgură. Da. Sau CRAB și cele trei localități care, nu știu, nu avem nici comun una cu alta. E Filipeștiul care e la 20 km, cu acestul la 10-12 km. Adică, după părerea mea, trebuie să fie măcar vecini. Să avem, eu știu, comun. Sunt, într-adevăr, localități care au comun, stații de curare, stații de tratare, ceva de genul. Nu avem niciun comun. Dar beneficiem de faptul că putem descărca prin menagerii la municipiul Bacău. Și atunci, un pic mai e simplu, am putea visinii să dăm drumul la proiectul ăsta. Dar să vedem să ajungem în faza în care să putem discuta. Altcineva? Da. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4. Cine este pentru? Suplimentar. Gata. Împotriva ține, mulțumim, diverse discuții. Doamna... Eu vreau să mulțumesc domnul primar și viceprimar Chinaulabi Maeli de Tereza Știi. Și doi, se construiește acum o troiță chiar acolo în stația de autobuz. Știți ceva despre ea? Da, este o proiecție de la biserica Sfântul Ioan Evanghelistul de acolo din zonă. Nu își fac o proiecție, o cruce, ceva de vreo 3 metri înălțime. Da, totul nu mi se pare logic. Acolo marul ăla trebuie tărit. Deci o proiecție în marul ăla, așa... E o proiecție din lemn, e o cruce. Nu e o construcție masivă care să pună în, da, în pericol cumva. Deci a fost confundul stâmp acolo. Da. Am avut mai discuția anterior cu părinții și spunea că nu își dorește tare, este o doamnă cu edipire zășii, care n-a lovit că o stăteam. Da, putea spune că nu e așa. Da, nu. Își dorește să facă astfel de donații către biserică. Eu zic că nu poate decât să funcționeze cu zona, să dacă mai e. Și o curăție și o arăt de bun lucru. Da, unde e o cuce. Mama acela este în parte foarte mult acolo, adică. Am înțeles. Să sperăm că nu va fi probleme. Așa, eu, ce să vă spun, suntem aproape de... Mai durește ceva să vă spun. Să mă descălesc. Are legătură cu eu una, domnul primar, să sunt de cuneva pe la 8 și ceva. Mai poate regla ciomacul ăla sau... Bă, lucrează... Sau programator cu... La 2 nu, eu sunt programator. Deocamdată nu sunt montat de programator. Adică așteptăm de la Delgaz, de la E.ON, electric, așteptăm aprobare să poată scoate din post da, luxomatul ăsta, aparatul ăsta, o să fie alt fel de, cu programatorare, să fie cu luxomat. Dar pentru acces în post e nevoie de acordul lor. Pentru 3 avem acces, dar pentru celelalte nu. Și o să vină să le monteze la de parte. Să sperăm plătit avizit, o să sperăm că în zilele următoare vor acționa. În acest sens, că într-adevăr absența și se schimb foarte, foarte târziu. Am zis că v-au absențizat cetățenii, am mai prea necumit și s-ar putea în acest sens. Da, da. Domnul primar, la școală la Crihan, s-au făcut săpăturile de la școală la Crihan, la noi acolo. Da. Deci s-au făcut săpăturile pe acolo. Ei sunt de direcția, da. Direcția. Din gaze, da. Da, acolo se trebuia să... Am finalizat și acolo o să ducem un pic de piatră, am văzut piatră, un pic de iarăși, acolo. Da, da, e normal. Și cetățenii înțeleagă că dacă e șantier, nu are cum să fie extraordinar de bine. Nu m-au întrebat că dacă da, putem da, să... Da, cu siguranță o să ducem un pic de piatră acolo. Să da, o să trebuia să... Sigur, sigur. Domnul Vici, dacă nu ești, poate știți, dacă s-o luat rămăsări, primeam aproape cu mine. Cum? Vreo măsură privind raportul comisiei, mai special, pe care am înființat-o în prima parte, în plată. Cea cu planul de gospodărire și ce înțelepesite, propunerile propuse. Și de la dat domnului Vice, da. Nu știm să fie luată măsură în teren. Da.
Și eu, deci, nu este la Balastare, avem luat o mașină care să rezolvăm cu drumul bisericii. Probabil după data, după săptămâna asta, cu weekend prelungit, care eu sunt nebunit după prelungirile astea și după punțile astea, cine are astfel de idei? Chiar mult felicit. Nu să dura să faci o punte de la Ana la Caiafa, de 4-5 zile, toată lumea stă acasă și se odihnește. Da, să ne plăiem mai mult, să ne plăiem mai mult. Au mult punțile astea, au valut spăs. Au, cu toate și valut spăs, ne pădează vreme. Mai bine cu variante, că recuperăm niciodată. Mă rog, asta e, dacă așa e hotărât, așa merge. O să aducem probabil și un grader ca să ne mai, să facem treaba mai serioasă. Pe atât tot am pus, cu bondul excavatorul nostru, nu reușim să adunăm de pe mărgini. Să reglăm un pic drumurile astea mai bine. Nu știu, să vă spun, domnul viceprimar, haideți să vă împărtășească cu dumneavoastră din programul de gospodărire și din face ceea ce ați spus. Treci direct la împărtășire, întâi să spun. Da, am... O să vină zăpadă, șanțurile sunt cam atare, am ajuns să o mi foarte tare, până la nivelul străzii, când o să topească, da. La tapă o schiei pe drum. Dacă nu se iau niște măsuri acum, până la dimineața trezii. Da. Și a doua întrebare, de fapt întrebare, rugăminte, dacă puteți să vorbiți cu cea care se ocupă de zăpezii. Da. Nu știu dacă e cea de anul trecut? Da, cu domnul... A, așa. Dacă poate să aduc un material care să nu conțină atât de mult peteș. Să nu fie, să fie mai bun, înțeleg. Da, să fie mai bun. Era mare, azi două cadre concrete de șterg de parbrei spart. Da. Da, am să-i comunic, domnule. Da, am și eu 3-4 probleme, 3 comemuții și o invitație. Mi s-a spus că în zona poate și tăriei spre Umbrărescu, deci fac doamna Baghioană. Nu știu cum ați foarte bine, curent electric. Nu au nici acum curent electric, au investit și au pus o casă la un oraș, aici nu prea au de ce să stea. Știu, cunosc problema doamnei Baghiu. Probabil vă exist direcția. Avem oarecum acordul de la Orange România pentru a folosi infrastructura lor. Ei au stâng și au pus doar fibra optică. Să vedem în ce măsură reușim să facem o extindere acolo și de iluminat public și de, de casnic. Într-adevăr, și-au făcut investiția acolo și-au făcut un pus, dar... Ce e obiectiv cei de la Ion? Nu pedică nimeni. Punem bani cu ceva. Nu pedică nimeni, probabil, da, e o investiție destul de costisitoare ca să o facă pe fonduri proprii. Și, mă rog, sunt cetățenii ai comunii Măgura, așa trebuie să ne gândim la o astfel de investiție. Singura casă, casa lor, care... E singura casă, dar acum, în viitorul Pug, stânga-dreapta, vor fi toate zonele astea intră la intrare. Și atunci solicitări la construire, cu siguranță, vor fi. Sunt toate utilitățile acolo, e apă, canal, gaze, dar nu avem curent până la doamna Maghiu acolo. A doua... Chiar să ne gândim pentru, eu știu, bugetul de la anul. Da. Și m-aș gândi, drumul bisericii, partea de la Valea rămasă neelectrificată, mai avem pe strada Redului, intra în plan din 2009 și trebuie să trebuie să facem o extindere de rețea de curent electric. Stăm 9 km de oraș. Da, cred că doritori ar mai fi, este și apa acolo, doritori cu siguranță ar mai fi și atunci e bine să ne gândim să extindem rețelele de bizoni, pe care le-am produs în intravilat, dar nu le-am gospodărit ulterior, nu ne-am gândit să facem și extindere de rețele, pentru că da. Să construiești într-o zonă unde nu ai apă, canal, eu zic, hai mai, cumva oamenii mai fac fosi, deși la timpul ăsta e greu. Dar curent, gaze, e greu, nu. Siguranță nu au interes să construiesc acolo. Deci, știu, poate astea două obiective reușim să îndeplinim. Da, am înțeles. S-au pus prundișul pe Valea Măgurii, primat din când stau eu acolo de 6 ani și chiar sunt foarte încântată, dar nu sunt încântată de faptul că se fac raliuri seara, noaptea. Ce se întâmplă? Raliuri, noaptea. Dacă mergeți, vedeți că prundișul de unde se termină asfaltul, în sus, pe vale, dincolo de mine și în față, la mine și mai la vale. Dar așa e două zări, că vin cu mașini, de fapt,
Dar cine este TVR-ul acesta? Nu știu cum a văzut. Poate de camere. Dar poate fi cu ATV-ul cu ceva sau? Nu, cu ATV, cu mașini. Unui care... Înseamnă că șoseaua este foarte bine interesant. Dar mergi pe deal cu șpicului de... Uitați, doar mă prăzăși dorește, să spun. Nu-mi doresc. Unde s-a pus banca cu băncile, cu mese acolo, acolo a intrat. Trebuie să fii atent când intri cu mașina. Eu care am mașină mică, nu îndrăznesc într-o, nu mai ies. Stau seara. Intrată, dărești cu unul, vreo doi, cu mașină, eu am făcut. Stau seara așa la bancă. Așa am făcut acolo. Dar stau la bancă acolo? Nu stau, mașina nu stau seara. Dar la poliție dau alt. Spune că nu știu. Nu ai poliție locală. Nu ai poliție locală. Nu ai poliție locală. Nu ai poliție, da. Nu ai personal. Știți, știți frișa postului, are două atribuții. Păzească ușa de intrare în primărie și oamenii din primărie atât. Păi să schimbăm... Păi să schimbăm, haideți să schimbăm primărie care intrată la an și nu mai fundă. Da. Și asta atunci la Dumnezeu, că nu știu. Păi eu v-am spus că avea poliții locale. Păi asta atunci la Dumnezeu. Am două, am făcut terenul de sport. Sunt foarte încântată de el și chiar îmi doresc ca la aici, pe terenul de sport. Îmi doresc la primăvară să organizez cupa Mărgurii la Denis din Câmp. Pe lângă fotbala aia. Participați? Dar cum să nu? Așa, dacă ne ajutați și îmi dați voi, cu dragul organizez. Da. Am două observații. Că eu și cu observații. Foarte bine. S-a făcut marcajul pentru terenul de tenis, dar nu am prevăzut două găuri cu țeavă în care să vădăm unui suporți pentru fileu. Da, nu, aia, sunt suporți speciali care stau la suprafață. Stau la suprafață? Da, da, da. Bravo. Da. Și al doilea, nu știu, animalul ăla din două direcții nu o să vină peste teren? E bună, bună întrebare. Și eu m-am gândit din multe ori, n-am mai reușit să predim acum. În bugetul următor mă gândesc să facem o zi de sprijin. O zi de sprijin, mă gândesc, o să fie nevoie să un pic de lucrate acolo. Mai am la manual. La manual, la săpat. În rest, ferul o să reușească să se facă. În 4-5 zile, să-mi dă de prezint și dar n-am avut unde. Aici e proprietatea domnului Mumabadei și nu. Da, trebuie să-i descrișim. Ultima problemă, nu-i problemă, este invitații care... Eu sunt mesagerul Răzvan, așa, pentru că a fost dimineață la Cărnești, l-am ajutat să treacă la treaba acolo. Dar chiar mulțumim. Mi-i invită pe toți, mâine la ora 10:30. Ca un pește în acel? Nu, pește îți mănâncă la manifestările organizate de Sărbătoarea Națională, care se fac mâine la ora 11 la Cămin, dar de la 10:30 am înțeles că se pleacă de la... Am văzut de Facebook, am colaborare cu doamna Dreptul. Adorarea Drapelului Național și... Da, cu copii la școală. La primărie. Și până la 11 la școală, va fi un spectacol organizat din copiii noștri. Din copiii noștri, avem un invitat de la Colegiul Național de Arte. Un băiat foarte bun, olimpic. Olimpic chiar. Și fama fac chiar măgurea de-a nostru. E băiat de un scorțan de pe Cușbic, nenea mea. El vecin cu dumneavoastră acolo. De-a mâine ne-ai un scorțan, cred că Adrian. Da, este nepot, da. Da, e băiat de-a lui. E băiat de-a lui. Stă în Mărgurea? Păi nu stă în Mărgurea, stă în oraș. Dar și are rădăcini la noi la Mărgurea. Poți să cânti imnul național și un program, cred că și George Cojocărescu, dacă ajunge un pic... Și elevii de la liceu de artă. Da, elevii de la liceu de artă, cam așa, ne gândim ca astea de manifestări, să le facem ca școlii cu elevii de la școală, să avem o colaborare cu școala, până la urmă. Păi și părinții care și-au dorit și își doresc în continuare să vadă în căminul ăla, că se miște ceva și școala are însăși desfășoare activității. Chiar și noi, 1 decembrie, și noi e o zi foarte importantă și... Da, domnul. Așa, dar mai am o întrebare. Nu, da. Dar toți suntem aici și terenul ăsta este acum frumos și... Da, da. Facem o organizare așa... Păi vreau să mai e o inaugurare. O inaugurare, eu știu, un tiparul activităților care se desfășoară aici. Nu poate arăta o inaugurare decât
câteva meciuri de fotbal, de tenis, cum spunea doamna Băieceanu, cu copiii și cu consiliul local, dacă dorești, și locuitor din comun, care aș vrea să participe. Nu, sper să fie o vreme bună, ne-am recepție cu mâine. Nu, n-am semnat recepția, avea mai departe. Eu știu, poate săptămâna cealaltă, dar să fie, dar când e o vreme cu soare, să vedem când e vremea bună, să ne organizăm cu elevii de la școală în timpul zilei și prin nocturn așa să... să facem câteva echipe, da. Da, e interesant, pare, am aprins nocturna seara, deci într-un fel, e fain. Felicitări, domnul primar. Dar mulțumesc și eu vă mulțumesc de sprijin și de ajutor. Mai am spus, fără, dar acum nu face... Da, foarte. Mă gândesc, mai am spus, ne gândesc. Te gândesc și la Crihan. Avem proiectul aprobat pe PNRR și din primăvară, odată cu finalizarea licitației, mă gândesc că va trebui să mutăm elevii de aici, să-i mutăm la școala din Crihan. Mă gândesc că și acolo ar trebui făcut un teren de sport, cam în stilul ăsta. La Osebiț, la școala de la Osebiț ar trebui făcut ceva, că nici acolo nu avea. Dar rămâne cu rudele domnul Trestaru, dacă se gândea să vândă în vecinătate acolo. Și să vă spun, dar așa vești bune avem de la CNI, așteptăm pe final, cred că câteva zile, nu știu dacă... să ne comunice constructorul pentru 8,2 km de asfalt. Săptămâna care vine luni, o semnăm pentru GIS, 27.000 de euro, 1.000.000 de euro, dar spun și ea că nu-i mai dăm, din bugetul local. Inaugurare trebuie săptămâna care vine, într-o zi cu soare, ne gândim bine și să facem o treabă gospodărească. Avem și o problemă de-a mea. Spațiul mult discutat în ședința de buget. De la dispensarul comunal s-a vândut. Și chiar vrea să vă comunic, s-a vândut cu 43.000 de euro. Domnul viceprimar nu este aici și chiar aș fi cerut să-și ceară scuze pentru discuțiile neprincipiale și la locul lor care au fost făcute. Părere de rău că n-am fost în sare să luăm mâine. Da, până la urmă l-am luat, dar discuțiile ca atare nu au fost deloc pe bun augur. Și a cerut să vă comunic. Ca să știm, să cunoaștem exact cam care este prețul real, că știți cum, la ce se discutase atunci, la ce anvergură luase, da, și afirmațiile fondate pe care au luat prima zi. Aici da. Finalizat cu terenul ăsta. Poftiți? Da, terenul aici e finalizat, nu? Da. Cu terenul este finalizat, am rezolvat și la notar, după așteptăm acum prin PNRD, sperăm să alocim ceva fonduri. Pentru varianta de acolo s-au alocat deja. Nu știu dacă chiar era o variantă extraordinară, era o variantă la momentul respectiv, că erau finanțări pe PNRD, acum așteptăm să vedem o finanțare pe ceea ce ne dorim să construim acolo. Doamna Ungureanu, angajată a primăriei, proaspăt angajată a primăriei la serviciu, la compartimentul social, are și noi un proiect pe ce la doamna secretar, tot prin PNRR, ceva pe social, un fel de școală după școală, asistență pentru copiii cu nevoi, cu centru de zi, da. Un fel de centru de zi, da. Și acolo se alocă cu fonduri. Adică gândisim la un moment dat aici în spate, pe capătul terenului, să ne organizăm în sensul ăsta, da? Cheltuielile ulterioare sunt mai undeva la, cred că la 500.000 de lei pe an, ar ajunge salarii cu întreținere și cu toate. Pentru 5 ani. Cam așa. Mi-a rămâne o plăbire. Da. 300 și ceva de euro, dar... Bazinul. Doamna Serida. Da. Ne ziceam cu proiectul care l-a studiat doamna. Da. Ungureanu, mi-a rămâne o plătire 300, dar sunt bani mulți pentru... Întreține. Avem obligația 5 ani să-l... Lasă la 40 ceva de copii zilnic. Că ce mai trebuie inclusia părinților nu se pune? Da, da. Se poate atrage fonduri prin dinul de la ONG-uri. La ONG-uri, dar trebuie să facă o asociație. Cu bazinul să pierdem până la avizare. Cu știi cum mai avem două sau trei suprapuneri de înlăturat.
și finalizăm și acolo cu studiul TOCO. Sper tare că după săptămâna cealaltă, undeva, după 1 decembrie, după, în luna decembrie, la început, să reușim să încărcăm pe, pe platformă proiectul pe, pe Angel Salini. Văd că au început să se întâmple. Da, să se întâmple. Și important e că avem tot ce trebuie acolo. Mai aveți în probleme da. Discutat? Aha, mi-a spus domnul frumos, proapta, bazinul este... Bazinul, da, este la Vizali, sper tare să meargă rapid, să mișcăm cât de repede, cât chiar bani am mai pus la ședința trecută, mai așteptăm o... Mai așteptăm o rectificare, dacă mai fi până la sfârșitul anului, să vedem pe unde mai punem bani. Ne gândim la tradiții din sărbători, că mai avem pandemie, cred că în 27, poate și la micro revelion, dacă ne putem mobiliza pe 29, trebuie ca de sfârșit de... Ai și șezătoare pe 8? Pe 8 e șezătoarea satului. E o șezătoare înființată, cred că, de prin 2009, dacă țin o minte. Pe timpul pandemiei, la fel, nu am mai reușit să facem nimic. E cu o șezătoare tradițională, așa cum e la țară. Și chiar și cu bucate, dar nu știu dacă ați participat în 2009. Da, chiar foarte, foarte frumoase, cu produse tradiționale, cu... Invitați a fost de seamă. Da, 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 da. Ce să pare să fie chiar? Foarte frumos și chiar, chiar vă rog să fiți prezenți acolo. Să nu veniți cu mâna goală, cu fasole bătute, cu zacuzi. Fiecare și-a fi cu colegul meu. Da, 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 să știți, colaci, colaci, foarte, foarte interesant. Este chiar să se mobilizează cetățenii și din doamna Paiului. E campioana cu sarmalele de post în fiecare, de fiecare dată. Da. Foarte... Da. Vă rog. Domnule primar, văd că se intervine în diferite locuri cu Boldo, cu da. Așa. Vă rog, v-am mai spus într-o zi, dar cred că aveți mai multe probleme. Pe Cujbic e cam groază. Începând de la Nea Vasile Rotar încolo, știți cum e? Nu vreau la asta. Măcar un pic de la jos, spune vorbim zile. La anul știu, vedeți că aducem un greder, că nu mai reușim. Bădă este dar ce-am fost împotrivă, domnule, o să-l aducem. O să-l aducem începând de săptămâna care vine de luni. Mulțumesc, dacă nu mai sunt probleme, dacă nu mai sunt probleme, ți-am chisă.